Suntem live, putem începe evenimentul. Dragi colegi, bună dimineața! Întâlnirea de astăzi este formula noastră de a marca Ziua Internațională a Lecturii cu Voce Tare. Este vorba de o mișcare inițiată de Old Literature, o asociație non-guvernamentală internațională care și-a scop sensibilizarea decidenților în linii mari și sensibilizarea părinților a tuturor actorilor antrenați în activitatea de promovare a lecturii. Mișcarea a început în 2007, deci la nivel internațional deja s-a acumulat o experiență foarte bogată de a marca această zi. Noi, comunitatea noastră, am aderat un pic mai târziu, dar încercăm să ținem pas cu mișcarea la nivel internațional, dat fiind și faptul că promovarea lecturii este una din activitățile de bază ale bibliotecii. Pentru această zi, noi ne-am propus să discutăm împreună despre o apariție nouă, o apariția unei lucrări la care s-a lucrat parcursul anului trecut și iată la începutul anului acesta o avem deja încheiată la toți nasturii. Lucrarea este plasată în format electronic, poate fi accesată de pe pagina web a bibliotecii și la fel din repozitoriul tematic. Sperăm că în scurt timp o să apară și varianta electronică a lucrării, varianta tipărită a lucrării, programată în Programul Național de Editare a Cărții, susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Și atunci, sigur că nu o să ajungă la toată lumea, cunoașteți faptul doar 300 de exemple, având varianta electronică și din fiecare localitate. Doamna Osoianu, vă auzim rău. Bună ziua, de la Antonin Ursu. Conectați microfonul, doamna Vera, pentru că nu vă auzim. Doar vă conectați microfonul, vă rog, că nu vă auziți. Bună ziua! Bună ziua! Bună dimineața! Doamna Osoianu, vă rog să conectați microfonul. Poate între timp, până doamna Osoianu conectează microfonul, intervine doamna Curghenci, vă rugăm. Deci, da, probleme tehnice. Buni colegi, bine v-am găsit, dornici de revedere, dornici de urgențe profesionale. Eu aș categorisi întâlnirea noastră de azi ca un eveniment fulger, gândit și realizat în timp scurt. Noi dorim de a ne revedea cu dumneavoastră chiar și online, în ziua ce titlului cu voce tare,
și mai ales dorind foarte mult de ne împărtăși, de a împărtăși împreună, deci un sentiment de satisfacție profesională, vorba fiind despre finalizarea lucrului asupra și asigurarea accesului, deci în comunitatea profesională pentru o lucrare așteptată, este vorba despre manualul practic biblioteconomiei și științe ale informării. Deci este un manual practic, un produs al echipei, al unei echipe de autori, deci persoane, personalități notorii de referință în domeniul biblioteconomiei și științe ale informării și îmi permiteți în ziua cititului cu voce să pronunț clar răspicat numele autorilor manualului practic biblioteconomiei și științe ale informării. Și dacă sunt prezenți din start, să le zicem un mare mulțumesc, să recunoaștem deci deschiderea, să apreciem deschiderea dânșilor profesională, fiindcă a fost depus un efort pe potrivă. Deci este vorba despre subsemnata, este vorba despre Vera Osoianu. Apropo, voi numi doar numele, fără a indica postul, instituția pe care o reprezintă, doar încă o remarcă. Echipa a inclus autori din componența colegilor de la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și de la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Deci ziceam, subsemnata Vera Osoianu, Elena Pintilei, Aliona Muntean, Aliona Tostogan. Mă uit în listă, nu cumva să omit un nume, cu tot respectul. Veronica Kosovan, Lilia Povestka, Victoria Popa, Ecaterina Dmitric, Veronica Borș, Victoria Vasilica, Angela Drăgănel, Margareta Cebotari, Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă. Și evident nu am fi finalizat acest produs fără implicația colegilor de la editura Bibliotecii Naționale. Nominalizez doamnele Raisa Plăieșu, Cristina Cioinac, Diana Udubescu, evident fiind dirijați de Tatiana Bahmuteanu, șefa secției. Deci, este un produs al echipei de autori. Este o lucrare, rămânem noi în speranța, de utilitate practică, utilitate educațională. Vreau să menționez că m-a bucurat foarte mult azi mesajul doamnei Elena Apostolache. Am văzut-o că este prezentă online, Elena Apostolache de la Soroca, de la colegiu, Elena mă corectează, denumirea oficială colegiu de arte, da? Nicolae Sulac, dacă nu greșesc. Mulțumesc foarte mult pentru frumosul mesaj. Noi vom răspunde la toate întrebările pe care le-a adresat doamna Elena Apostolache astăzi prin intervențiile colegilor mei. Ce aș vrea să reliefez încă, vorba fiind despre o informație generală privind acest produs de conținut documentar. Vorba fiind despre destinația funcțională a lucrării. Din start ne-am gândit asupra unui manual de inițiere, deci destinat persoanelor care sunt angajate pe nou într-o instituție bibliotecară, persoanelor care nu au competențe profesionale în domeniul biblioteconomiei și științele informării, angajați în bibliotecă cu alte studii în domenii de profil, domenii adiacente ori în oricare alte domenii. Până în final, am decis totuși să lărgim destinația funcțională și dumneavoastră veți zice dacă am reușit acest lucru, fiindcă considerăm că această lucrare poate fi utilizată de noi veniți, noi angajați într-o bibliotecă, oricare bibliotecă publică, teritorială, școlară, bibliotecă națională, bibliotecă din învățământ specializată, dar și de către acele persoane care lucrează de mai mulți ani. Să zicem că lucrează într-un anumit sector, într-o anumită secție, structura a bibliotecii, obținând anumite deprinderi, de exemplu, în catalogare achiziții și poate ne deținând anumite competențe noi care țin de alte domenii de activitate a
bibliotecii. Deci, cum am formulat noi scopurile manualului? Deci, în primul rând, dorim foarte mult ca această lucrare să sprijine formarea în profesie, să raționalizeze și să economisească timpul profesional pentru integrare la locul de muncă. Să asigure suportul documentar educațional pentru personalul de specialitate și, evident, să pună la dispoziția comunității profesionale a unui minim de competențe însușite de către un angajat al unei biblioteci. Și ce este foarte important, că în structura manualului practic, în conținutul acestuia, evident, sunt integrate, sunt conectate prevederile noului cadru legislativ, noului cadru de reglementare, care a fost aprobat începând cu anul 2017. Cum sunt reflectate scopurile în conținutul manualului? Deci, și în acest scop îmi permiteți să dau citiri cu voce tare, azi în ziua cititului cu glas tare, doar acelor 11 compartimente ale manualului practic. Biblioteca și rolul ei în societatea modernă. Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă, resurse informaționale, prezervarea colecțiilor de bibliotecă, instrumente de informare asupra colecțiilor de bibliotecă, utilizatorii bibliotecii publice, servicii de bibliotecă, activitatea de informare și documentare în biblioteca publică, studii și cercetări în biblioteca publică, nu doar. Conceptul, rolul și funcțiile marketingului în activitatea bibliotecii, personalul de specialitate din bibliotecile publice, formare profesională și formare profesională continuă, statistica de bibliotecă, evaluarea impactului bibliotecii, standardizarea în biblioteconomie, informare și documentare. Și, evident, alte componente ale manualului, asupra cărora sau despre care vor vorbi colegii mei foarte succint. Încă o informație doar. Buni colegi, la moment oferim acces la manual și este elaborată această lucrare în format electronic. Accesul este oferit prin intermediul platformelor web, prin intermediul platformelor de acces deschis, dar evident noi rămânem în așteptarea, posibil în acest an, în anul 2021, a editării manualului și în format tradițional. Și uite, aș vrea foarte mult să cunoaștem clar urmarea acestei întâlniri. Cum accesăm manualul? Ziceam că îl putem accesa prin intermediul platformelor web, prin intermediul platformelor în acces deschis. Și mai ales, cum îl utilizăm etic și corect? Iată, cu răspunsuri la aceste întrebări, eu rog să intervină colega mea, Victoria Vasilica. Vasilica. Bună dimineața tuturor! Mă bucur foarte mult că noi suntem conectați 97 de persoane la acest eveniment, cu toate că el a fost organizat în grabă, dar interesul este deosebit. La fel, avem aproape 40 de persoane care ne urmăresc instantaneu, deci numărul nostru este foarte mare. Atunci când doamna Ludmila vorbea despre acces și posibilități de accesare a variantei online acestui manual, eu mi-am permis în chat să pun link-urile manualului deci pe care îl puteți accesa de pe site-ul Bibliotecii Naționale. Ce m-a bucurat foarte mult când am văzut apariția în cadrul la meniu publicații a compartimentului lucrări didactice. Și este prima lucrare la acest subcompartiment, dar sper eu că vor mai urma, pentru că
funcția didactică a Bibliotecii Naționale ca centru metodologic național, deci este scoasă în evidență și este foarte importantă pentru întreaga comunitate de bibliotecari. Un alt link pe care l-am fixat aici în chat este linkul manualului, la fel la variantei full text pe care o puteți accesa de pe zenodo.org și la fel dacă eu totuși o să partajez ecranul pentru a așa, pentru a vă demonstra, da, eu am dat la titlu, la căutare, da, deci cuvântul Vasilica ca să evidențiez compartimentul scris de către mine împreună cu colega mea, Angela Drăgănel, dar revenim, deci iată, vedeți, zenodo.org, manualul, deci are licență Creative Commons și 2U, identificatorul digital aplicat și îl puteți vedea aici. Și acest înseamnă, deci este un tip de licență. Majoritatea dintre dumneavoastră știu că acest tip de licență este foarte permisiv. Dar eu nu o să vă vorbesc exact despre acest tip de licență, dar pur și simplu o să vă arăt unde dumneavoastră puteți să mergeți ca să vă informați despre acest tip de licență. Dacă suntem așa în context educațional și didactic astăzi. Deci există un site creativecommons.org care deci aici puteți să vedeți. Pentru cei care nu cunosc engleza, există posibilitatea de traducere în română, dar vedeți cu toții în colțul din dreapta sus. Deci traducem în română și iată aici aveți opțiunile de licență Creative Commons. Și iată dacă ne uităm la meniul principal acestui site, ce este site-ul organizației internaționale care a decis promotarea accesului deschis și care a aranjat tipurile de licență. Licența care este aplicată pe manualul nostru este prima în această listă, respectiv este cea mai permisivă și deci permite reutilizatorilor, da? Deci noi suntem cei care nu sunt autori, sunt reutilizatori, deci sau persoanele beneficiarii manualului să distribuie, să adapteze și să construiască pe material în orice mediu un alt material, da? Deci asta este o traducere cuvânt în cuvânt, dar ideea este că dumneavoastră puteți să folosiți acest manual atât timp cât citați, da? Deci citați a materialului sau informației pe care o folosiți. Și deci atribuirea este dată creatorului, adică autorului. Aceasta este tipul de licență aplicată pe acest manual. Și aici, dacă tot veni vorba și de alte tipuri de licență, ulterior o să puteți să accesați acest site și să vă informați foarte bine despre tipurile de licență. Dacă să ne referim despre faptul cum putem să lucrăm în manual, pentru că el are 252 de pagini, este destul de voluminos și atunci noi putem să, dar este foarte funcțional și interactiv prin deci opțiunile, da, caută, deci caută în document. De exemplu, îmi caut numele, da? Și atunci, deci primul apare la autori, după asta cineva a făcut referire la teza mea de master, da?
Și iată, dacă să ne referim la compartimentul îngrijit de către mine și colega Angela Drăgănel, și fiindcă astăzi este ziua cititului cu voce tare, o să-mi permit să dau citire unui aliniat. Dreptul de autor este o formă de lege privind proprietatea intelectuală care protejează toate lucrările create de ingeniozitatea omului, lucrările originale ale autorilor, incluzând literatură, dramaturgie, muzică și lucrări artistice, cum ar fi poezie, romane, filme, cântice, arhitectură, etc. De-a lungul anilor s-a adaptat la evoluția timpurilor și până azi include cele mai actuale creații, precum programe de computer și site-uri web. Deci, dacă dumneavoastră o să folosiți cât mai mult acest manual cu citarea și referințele de rigoare pe care sunteți obișnuiți să le faceți, nu o să încălcați nici de cum dreptul de autor. Și cu îndemnul la lecturii profesionale îmi închei intervenția. Doamna Ludmila, continuăm. Da, cred că o să rugăm să intervine doamna Lilia Povescă, dar până Lilia Povescă, Lilia își conectează microfonul. Victoria, mulțumesc foarte mult pentru intervenție detaliată. Deci, dragi colegi, aveți dreptul de a folosi acest manual așa cum doriți, în format electronic. Puteți să-l multiplicați în număr necesar de exemplare, dacă este nevoie. Dar zicem noi că formatul electronic are o mulțime de beneficii și mai ales azi când biblioteca este mai mult prezentă în spațiu virtual, cred că deci este rațional să folosim acest material în format electronic, fiindcă avem la dispoziție diferite modalități și platforme web și platforme de acces deschis. Deci, doar să nu uităm, așa cum ne zice licența Creative Commons, să respectăm dreptul de autor, să utilizăm etic și corect acest produs creat de echipa de autori. Lilia Povescă, te rugăm să intervii. Da, vă mulțumesc. Permiteți-mi și mie să vin cu niște apreciere acestui manual, care este o carte care conține o compilație cuprinzătoare de subiecte din domeniul biblioteconomiei și științei ale informării, cu intenția de a le explica. Este un produs care vine de a satisface nevoile de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci. Aș zice că acest manual este unul din instrumentele cele mai importante pentru educația non-formală, informală și de ce nu formală, deoarece realizează funcții fundamentale, și anume de informare, de structurare logică, de ghidare a formării continue, funcția de îmbogățire a cunoștințelor și capacităților și, nu în ultimul rând, de autoinstruire. În continuare, eu vreau să vin cu niște recomandări pentru formatorii centrelor biblioteconomice naționale, departamentale și teritoriale de a utiliza, de a apela la acest manual, și anume pentru că reprezintă un instrument didactic cu rol de ghid, de orientare a activităților educaționale, respectiv de a selecta conținuturi în vederea atingerilor obiectivelor educației continue. Acest manual este un suport care poate fi utilizat în selectarea subiectelor pentru elaborarea ofertelor educaționale, fie că vorbim noi despre dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă sau serviciile oferite de biblioteca publică și, de ce nu, voluntariatul în bibliotecă. De asemenea, este recomandabil în utilizarea conținuturilor care sunt expuse într-o formă detaliată, comunicarea și marketingul de bibliotecă sau destul de explicit este redat subiectul atestarea personalului de specialitate din bibliotecile publice. Aș recomanda pentru a elabora
teste de evaluare a cunoștințelor participanților de la activitățile educaționale. De exemplu, să identifice care sunt principiile ce stau la baza activităților bibliotecii publice sau care sunt acele funcții și roluri a unei biblioteci sau care este lista centrelor biblioteconomice naționale, departamentale și teritoriale. Desigur, aș recomanda folosirea întrebărilor de recapitulare a cunoștințelor de la sfârșitul fiecărui capitol. Și chiar am să vă aduc niște exemple. Identificați definițiile termenului colecție de bibliotecă și resurse informaționale sau cum definiți un document de bibliotecă sau specificați tipurile de evidență a documentelor de bibliotecă. Din care motive pot fi casate documentele de bibliotecă? Este recomandabil manualul în elaborarea diverselor exerciții practice, de exemplu, cum se face casarea unui document de bibliotecă sau cum se atribuie un indice CZU. Acest manual este un suport binevenit în elaborarea curriculum la anumite subiecte, spre exemplu, deontologia profesională sau cum se dezvoltă colecțiile informaționale și altele. Aș recomanda la inițierea unor cursuri pentru noi angajați, angajați începători sau cei ce nu dețin, studii în domeniu și chiar și structura acestui manual este structura unui astfel de curs. De asemenea, la sfârșitul fiecărui capitol veți vedea că sunt referințe bibliografice care pot fi recomandate ca lecturi profesionale și sunt atât în format tradițional, dar și sunt surse care pot fi accesate, sunt în acces deschis. Și în ultimul rând, aș recomanda la dezvoltarea gândirii critice, la selectarea diverselor idei, spre exemplu, formulați individual esența legilor lui Ranganathan. De exemplu, sunt aceste legi actuale astăzi? Cum pot fi ele tălmăcite? Sau care din aceste legi se referă la educația continuă în mijlocie? Și lista aceasta, ea poate fi continuată și continuată de recomandări, dar vreau să la cei care studiază, la formabili, să-l consulte, pentru că el este un instrument de lucru destul de important, cu ajutorul care nu doar se informează, dar și se formează. Și nu este doar un depozitar de informații, dar anume un prilej de dezvoltare a capacităților și competențelor profesionale redate într-un limbaj adecvat. Contribuie acest manual la îmbogățirea, la reînnoirea cunoștințelor de specialitate, fie că ne referim de la însăși esența bibliotecii, rolul ei în societate, până la identificarea, cunoașterea, realizarea anumitor politici de cercetare în bibliotecă. De asemenea, formabile vor să exerseze asupra conținutului asimilate, să-și îmbogățească în permanență vocabularul profesional, să-și autoeveleze cunoștințelor și un moment foarte important, accentuez că acest manual poate fi utilizat atunci când vă pregătiți pentru atestare. În concluzie, eu vreau să zic că acest manual de biblioteconomie și științe ale informării este un profesor, în ghilimele, erudit, știe răspunsul la o suită de întrebări din domeniu. Și permiteți-mi și mie să mă alătur campaniei Știm cu voce tare și să citesc un fragment din acest manual de la pagina 193. Bibliotecarul ierii digitale trebuie să fie dispus să învețe pe tot parcursul vieții pentru a fi pregătit să răspundă provocărilor. Vor conta atât competențele profesionale deținute, cât și deschiderea pentru a le dezvolta, cât timp și resurse vor fi investite pentru a face față schimbărilor în domeniul tehnologiilor, fără de care activitatea bibliotecii este de neconceput. Eu vă mulțumesc mult și vă îndemn nu doar să-l răsfoiți, dar și să-l studiați, acest manual. Iar în continuare vreau să ofer microfonul colegii Caterinei Dimitric. Bună ziua, stimați colegi!
Mă bucur și eu enorm să particip la acest, la contribuirea și elaborarea acestui manual. Partea mea de contribuție a ținut de compartimentul marketing împreună cu doamna Veronica Borș din cadrul direcției marketing din cadrul Bibliotecii Naționale. Și, într-adevăr, acest manual este constituit, dacă ați vizualizat deja, pe pagina web a bibliotecii și pe platforma de acces deschis Zenodo. Este constituit din 11 compartimente și care reflectă activitatea bibliotecară axată la tendințele moderne. Valoarea practică pe care o are acest manual este faptul că s-a ținut cont de toate documentele strategice și de reglementare, cât și normative, la nivel național, dar și recomandări la nivel internațional. Se observă în structura fiecărui compartiment, sub compartimentele cheie, care reflectă specificul compartimentului de bază. La nivel vizual, foarte ușor se memorează sub compartimentele conceptualizate, dar și procesele din activitatea bibliotecară, ce caracterizează compartimentul de bază. Da? De la prima vizualizare putem să ne formăm o hartă mentală și să vedem în ce constă compartimentul de bază, care aceste compartimente sunt și componentele bibliotecii moderne din ziua de azi. Sub compartimentele care reflectă compartimentul de bază pot fi deduse foarte ușor din întrebările de recapitulare a fiecărui compartiment luat în parte. Este combinată partea teoretică tradițională cu partea practică. Ceea ce se poate de menționat, dacă ne uităm la cuprinsul manualului, în compartimentele ce presupun mai multe procese operaționale, sunt prezentate anexe, diverse tabele care cuprind informație practică, spre exemplu, în compartimentul dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă, resurse informaționale. Sunt reflectați algoritmul completării colecțiilor de bibliotecă, evidența colecțiilor de bibliotecă, organizarea colecțiilor. Deci sunt reflectate aici și diverse anexe care caracterizează procesele operaționale privind acest compartiment. Iarăși un alt compartiment, prezervarea colecțiilor de bibliotecă, sunt reflectate toate aspectele practice ce țin de acest compartiment. Vreau să menționez că un aspect foarte important sunt utilizatorii bibliotecii publice și serviciile, care sunt și elementele principale a bibliotecii moderne. Desigur că atunci când inițiem un serviciu de bibliotecă, este foarte important să dezvoltăm parteneriate, să dezvoltăm voluntariatul în bibliotecă. Aceste aspecte sunt, aș menționa, chiar niște puncte care ar trebui dezvoltate la nivel local, național și, desigur, fiecare acționează în dependență de actorii disponibili în localitatea pe care o deservește. Activitatea de informare și documentare în biblioteca publică, deci sunt specificate aici dezvoltarea competențelor de cultura informației, un aspect foarte important în activitatea bibliotecară și, desigur, compartimentul de cercetare în biblioteca publică, iarăși vine cu diferite politici de cercetare, impactul cercetării în bibliotecă și tot este un aspect care trebuie menținut la nivel responsabil în activitatea bibliotecară. Un alt aspect este marketingul de bibliotecă, deci aceste funcțiile marketing sunt axate la metodele luate din bibliotecă. De exemplu, atunci când vorbim despre cercetarea de marketing, sunt făcute referințe la ghidul de evaluare a impactului bibliotecii, cum
calculăm diferiți indicatori statistici și studiem necesitățile de informare a utilizatorilor. Deci, desigur că statistica de bibliotecă și evaluarea impactului tot vin cu diferite metode de evaluare a impactului, cum se valorifică datele statistice, deci un aspect practic ce poate fi implementat și înțeles la nivel elementar. Alt aspect este standardizarea în biblioteconomie și aici veți vedea o listă a standardelor care sunt elaborate în dependență, care sunt în vigoare și care pot fi care conțin informații de recomandare și pot fi utilizați în activitatea, în procesele activității bibliotecare. Acestea fiind spuse, vă doresc succes în activitatea bibliotecară, să utilizați informația și să valorificăm în așa mod ca biblioteca să aibă mai mult impact asupra comunității și utilizatorilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Catiușa. Mai vrea să vorbească cineva? Până să mai gândesc că colegii mele, eu probabil trebuie să vă datorez niște scuze pentru bâlbâiala tehnologică de la începutul întâlnirii noastre. Era de fapt, nu știu cât ați reușit dumneavoastră să auziți, dar pregătisem de fapt o pledoarie pro Ziua Internațională a Lecturii cu Voce Tare împreună și desigur un cuvânt, un mesaj de mulțumire pentru colegele care au lucrat asupra manualului. Cât privește Ziua Internațională a Lecturii cu Voce Tare împreună, să nu vă mire faptul că o să găsiți diferite traduceri. Noi inițial am tradus din Old Read Aloud Day, am tradus mot-a-mo Ziua Internațională a Lecturii cu Voce Tare, mai apoi am tradus Ziua Internațională a Lecturii împreună. Anul acesta Victorița a pledat pentru o nouă formulă, Ziua Internațională a Lecturii cu Voce Tare împreună. Deci, într-un final, cred că o să ajungem la un numitor comun. Fapt este că nici colegii noștri din România încă nu au o formulă unică la nivel național, dar important este să ne implicăm cât mai activ în a marca această zi, pentru că este o oportunitate de a vorbi o dată în plus despre importanța lecturii, iar aceasta este una din misiunile principale ale bibliotecii, ale bibliotecilor de toate tipurile, pentru că noi ca bibliotecari trebuie să învățăm a potrivi foarte bine balanța între promovarea lecturii, promovarea informației și promovarea serviciilor. Cât privește manualul de biblioteconomie și științe ale informării, este o primă încercare, este un colectiv de autori care au pus în fața dumneavoastră un produs de calitate, după părerea mea, dar pe viitor, sigur, vor urma și alte ediții și noi cu mare interes așteptăm feedback-ul dumneavoastră. Chiar ar fi bine dacă vă apucați să faceți niște recenzii pentru magazinul bibliologic, așa vom cunoaște cum ați primit acest produs elaborat de colegii dumneavoastră și ce ați dori să mai includem în următoarea ediție a manualului. Doamna Ludmila, dacă mai are ceva de spus.
Da, Vera, mulțumesc mult. Nu știu dacă ai adresat întrebarea către autori. Mai avem prezenți unii autori. Noi, de fapt, am invitat toți autorii, la fel ad hoc. Dacă mai dorește să intervină autorii prezenți acum online, nu aveți decât să faceți acest lucru, vă rugăm. Dacă nu, puteți adresa dumneavoastră cu voce tare întrebări, concretizări. Ce aveți să ne ziceți? Nu știu dacă ați reușit să răsfoiți paginile formatului electronic al manualului. L-ați văzut. Aveți o primă impresie. Dorește cineva să intervină? Spuneți. Dacă este Elena Postolache, chiar aș vrea să o aud foarte mult. Doamna Elena Postolache. Vrem să vă auzim vocea tare. Bună ziua! Cine bună ziua! Unul din autori, vă zic bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Elena Postolache, mă auziți? Da, cine? Văd și doamna Valentina Chitoroagă și Elena Postolache. Deci, haideți să ascultăm Valentina. Pe doamna Elena Postolache și apoi da. Ascultăm pe doamna Valentina Chitoroagă. Da? Vă rugăm, da. Doamna Elena Postolache, aveți da, vă rog. Atunci când am citit informația pe poșta electronică, m-am bucurat nespus de mult. Noi de mult căutăm un manual. El nu există, adică sunt manuale românești, introducere în biblioteconomie și altele manuale, dar noi am vrut un manual de al nostru, elaborat de lucrătorii bibliotecii, doar știm că teorie biblioteconomică la noi e mai avansat decât practica biblioteconomică. Iată, deschizând la noi specialitatea biblioteconomie cu frecvență redusă, am observat o mulțime de neajunsuri care sunt persistă în bibliotecile din Republica Moldova. Iată, la noi acum în prezent studiază 40 de elevi la secția cu frecvență redusă. Și ne-am închipuit că în 40 de biblioteci din Republică nu lucrează specialiști. Sau dacă lucrează, ei de acum au rămas în urma științei biblioteconomice. Și astăzi, văzând conținutul acestui manual, numai așa, da, care au vorbit doamnele, care au participat la elaborarea manualului, am văzut că ele, conținutul acesta este absolut necesar pentru noi. Absolut. Și vă mulțumim din suflet și așteptăm ca cărțile acestea, ca cartea aceasta să fie în format tradițional de hârtie, dar până ce vom folosi manualul online. Mulțumim foarte mult! Da, doamna Elena Postolache, și noi vă mulțumim pentru apreciere. Încă o dată menționez că posibil că în timp apropiat vom avea și o variantă hârtie a manualului. Doamna Valentina Chitoroagă, încă o dată mulțumim. O secundă, am vrut să precizez. La noi Colegiul de Arte se numește în numele lui Nicolae Botgros. Iată cum. Dar nu Nicolae Sulac. Mulțumesc. Încă o dată, mulțumim foarte mult. Încă o dată mulțumim colegilor de la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova pentru colaborare. Vreau să rog să intervină pe doamna Valentina Chitoroagă. Dragi colegi, încă o dată bună ziua. Felicitări pentru o lucrare atât de necesară comunității bibliotecare. Și așa cum ați accentuat și dumneavoastră, compartimentele, nu o să le repet, nu necesită să mă opresc la ele, dar așa cum ați scris, doamna Ludmila, că orice sugestie pentru îmbunătățire, niște propuneri, niște, ele se acceptă și vreau să adresez în primul rând coordonatorilor manualului, doamna Ludmila dumneavoastră, Ludmila Corgheni și Vera Osoianu, care ați depus efortul și ați adunat, ați selectat, ați modul de a-l prezenta acest manual și este o logică în aranjarea, în structura acestui manual.
Doar să accentuez pentru cei care ne ascultă, noi am prezentat istoricul și prezentul Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, accentuând misiunea, viziunea, valorile instituției. Am accentuat unul din aspecte a digitizării depozitul legal de documente, accentul fiind pus pe publicațiile rare. În linii generale, acum o să vorbesc despre prezentarea poligrafică, artistică, poligrafică a manualului. Și, stimați colegi, eu uneori sunt foarte directă, chiar în majoritatea cazurilor, și vă sugerez, poate nu trebuie atât de... Deci atunci când se redă descrierea CIPA, Camerei Naționale a Cărții, în chenar, conform legislației, se indică și subscrisul. Și în scrisul, descrierea CIPA, Camerei Naționale a Cărții. Deci acest moment eu cred că o să-l acceptați. Și acum vreau să propun să îmbunătățim compartimentul 4, instrumente, da? Se numește el... Așa... Instrumente de informare asupra colecțiilor bibliotecii. În viziunea mea, eu aseară foarte... Așa, nu m-am aprofundat în multe detalii, dar descrierile bibliografice care sunt redate trebuie să fie actuale, actualizate. Dacă se face referire la ISBD, ediția 2011, tradusă de către colegii din România și publicată în anul 2019, să fie redate exemple conform acestei ediții și accentul să fie pus, poate aici este cazul, să fie pus la doar acele aspecte care s-au care este nou în comparație cu standardul descrierea bibliografică, standardul interstatal care îl folosim până acum. Și de când intră în vigoare aceste modificări și aceste schimbări în descriere, și dacă noi suntem istoricește două centri care noi trebuie să oferim bibliotecilor, sistemului de biblioteci, aceste instrumente, aici trebuie să-l îmbunătățim, anume acest capitol. În rest, felicitări, într-adevăr, el este și terminologia și restul compartimentelor jos pălăria și doar rămâne bibliotecarii să-l consulte și să se documenteze conform acestui manual, care vor mai apărea, cum a zis și dumneavoastră, care urmează și nu ne rămâne decât să creăm noi și noi instrumente în sprijinul bibliotecilor și bibliotecarilor. Noi am vorbit în nenumărate ori, chiar la orice întrunire, fie ea online, fie ea în mod tet-a-tet sau tradițional, cum noi le organizam. În pofida, noi suntem cei care elaborăm Bibliografia Națională a Moldovei și care noi suntem responsabili pentru efectuarea controlului bibliografic național. Deci, în acest sens, de ce aș accentuez? Trebuie să facem un lucru comun în aceste domenii, sau să zic, în aceste activități ale ce ține de clasificare, indexare și, de ce nu, și elaborarea documentelor, instrumentelor documentare pentru biblioteci, pentru sistemul național de biblioteci. Doamna Valentina, am vrut să spun, prezența dumneavoastră în elaborarea manualului deja este dovada că noi am lucrat împreună, iar pentru următoarea ediție, la sigur, deja sunteți angajată recenzent la capitolul la care azi ați făcut cu bună dreptate obiecțiile. Vă mulțumim mult! Dacă îmi permiteți, am mai văzut aici persoane care vor să intervină. Am observat prezența doamnei Plămădeală, reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. De asta, dacă ne auziți, vă rugăm să interveniți. Alo, bună ziua! Bună ziua! Stimată comunitate! Vă salut cu mare drag!
și vreau să vă mulțumim foarte mult pentru organizarea acestui eveniment. Ne bucurăm că în sfârșit există acest manual care va fi cu siguranță binevenit tuturor specialiștilor. Și într-un ceas bun, mulțumim foarte mult autorilor și tuturor participanților. Mulțumim, da? Doamna Plămădeală și dumneavoastră. Pentru următoarea ediție a manualului, probabil ar fi binevenită și o prezentare generală a Ministerului ca centru metodologic din nivel național, care are sub aripă tot sistemul național de biblioteci. Mai văd o mână ridicată, doamna Iulia Hosman. Vă rugăm să interveniți. Bună ziua! Am vrut să întreb, da, de această carte, dar de acum a fost întrebarea ridicată. Am vrut să știm cum putem și noi să avem așa o carte. Da, dacă ați observat în chat, am pus link-urile unde dumneavoastră puteți accesați varianta full text a acestui manual și, după cum s-a menționat, sperăm că foarte curând o să apară și varianta tipărită, măcar în exemplare limitate. Oricum, varianta full text este foarte permisivă și destul de interactivă în procesul de studiere. Vă mulțumesc frumos. Eu aș vrea să vă spun că nu trebuie să mizăm prea mult pe varianta tipărită a lucrării, pentru că noi avem 2674 de biblioteci de toate categoriile. Lucrarea va fi tipărită în cel mult 300 de exemplare, dar fiecare bibliotecă își poate face un exemplar. Noi vă permitem, îl puteți descărca ca să-l aveți la îndemână atunci când aveți nevoie să lucrați cu această lucrare. Da, dacă pot interveni și eu, vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierea intervenției. Eu ziceam că ziceam la cele spuse de doamna Valentina Chitoroagă, într-adevăr nu putea Sistemul Național de Biblioteci ca un compartiment din manual să fie prezentat fără a include un paragraf privind Camera Națională a Cărții, inițiativa fiind a colegilor, a doamnei Renata Cozonac, personal de la Camera Națională a Cărții, fiindcă este o instituție indispensabilă Sistemului Național de Biblioteci. Referitor la cele zise de doamna Valentina, într-adevăr, cred că compartimentul instrumente de informare asupra colecțiilor de bibliotecă este o parte integrantă a manualului care va solicita, chiar, care solicită chiar ieri, azi, dar mai ales mâine, modificări și completări. Deci noi, până când suntem la momentul oficializării, da, instituționalizării ISBD-urilor în Republica Moldova. Și uite, atunci când grupul de lucru, deci Consiliul Biblioteconomic va da deci, deschidere acestor ISBD-uri, implicând și Comitetul Tehnic în domeniul biblioteconomiei informării, evident că, în primul rând, va trebui să fie modificat acest compartiment, fiindcă descrierea bibliografică, identificarea bibliografică documentului, într-adevăr, trebuie să fie asigurată la un nivel național. Deci există aceleași reguli pentru bibliotecile de toate tipurile din Republica Moldova. Deci, de acord cu aceste opinii, dacă mai avem intervenții, propuneri, sugestii, acum să o facem. Dacă nu, noi vom ține cont de toate părerile dumneavoastră promovate și prin intermediul chat. Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase adresate și autorilor. Într-adevăr, eu mă folosesc de prilej pentru a zice încă o dată și a aprecia efortul autorilor manualului, efortul, deci, colegilor de la Editura Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Noi vă adresăm dumneavoastră mesajul celor prezenți azi, online, tuturor centrelor biblioteconomice din Republica Moldova de a informare țeaua, da, bibliotecilor subordonate metodologic asupra acestui eveniment frumos, la părerea noastră, ne permite, așa să zicem,
și să credem foarte mult, să contribuiți la includerea acestei surse, acestui manual, în portofoliul profesional al fiecărui bibliotecar. Este foarte important să-l avem și eu mai ales reliefez aspectul pe care l-a menționat doamna Valentina Chitoragă, aspectul terminologic. Noi suntem ceea ce vorbim. Deci după 2017 au intervenit multe schimbări în terminologie profesională, aceste schimbări fiind legiferate prin textul legii cu privire la biblioteci, cadrul de reglementare aprobat în Republica Moldova și este bine ca noi, cei care am îmbrățișat această profesiune, să avem și un vocabular uzual pe înțelesul profesiunii noastre. Deci să ducem informația fiecărui bibliotecar. Vă rugăm să facem acest lucru și încă o dată menționăm deschiderea autorilor. Cred că mă susțin în această afirmație toți autorii. Ea este formulată explicit și în introducerea către manual. Menționăm deschiderea autorilor pentru îmbunătățirea lucrării. Până va veni varianta tradițională, noi rămânem în speranța că ea va veni, noi deja putem îmbunătăți conținutul lucrării, de aceea veniți cu sugestii, propuneri de a îmbunătăți acest produs. Și deci cred că se vor mai alinia colegii la unele spuse de final. Eu vreau să vă doresc să avem realizări frumoase profesionale, să nu ne obosească vocea noastră profesională în ziua cititului împreună în glas tare și, în general, zic, vocea noastră profesională să fie permanent tare și puternică. Vă mulțumim pentru implicare, participare. Dacă doriți să mai ziceți lucruri doar frumoase, se acceptă azi. Lucrurile altele în scris, în discuții, este o glumă, desigur. Deschiderea există pentru tot, și pentru bine, și pentru ceea ce este mai slab. Dacă doriți mai interveniți, poftiți, aveți microfonul. Dacă nu, ziceam din start că este un eveniment fulger pe care am vrut să organizăm pe parcursul unei ore. Și uite, ne-am înscris în agenda pe care noi am programat-o. Acum eu aș vrea să spun că foarte multe biblioteci au făcut evenimente fulger, pentru că deși noi deja 4 ani consecutiv încercăm să marcăm această zi internațională a cititului cu voce tare împreună, sunt convinsă că foarte puțini dintre dumneavoastră și-au programat această activitate. Îmi pare rău că nu vă pot vedea mâinile, dar am eu așa o presimțire că foarte mulți au reacționat fulger și haideți să ne înțelegem pentru edițiile viitoare, să dăm mai multă importanță acestui eveniment, pentru că vorbeam și anterior, este o oportunitate de a sensibiliza decidenții asupra cărții, asupra importanței lecturii, nemai vorbind de utilizatorii finali ai bibliotecilor. Deci pentru anul viitor, poate chiar vom identifica din timp și o temă, dar fiecare bibliotecă își cunoaște mai bine specificul de activitate și cunoaște cititorii și încercați să folosiți la maximum posibilitățile oferite de Ziua Internațională a Cititului cu Voce Tare împreună. Probabil ne oprim la această formulă și la anul nu inventăm, nu traducem cu totul altfel, ne-am înțeles? Noi ne-am gândit pentru o oră, cred că am încăput într-o oră, da? Da, Victorița? Da, am încăput într-o oră, ceea ce vreau să spun și eu despre evenimentele fulger. Am observat pe rețelele sociale că în urma apelului Bibliotecii Naționale și Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova către comunitatea bibliotecară ca să se alăture la campania Cititului cu Voce Tare împreună, campania națională,
au reacționat prompt și rapid aproape 40 de biblioteci care și-au din tot sistemul de biblioteci. Deci probabil că o să revenim ulterior la final de zi cu o contabilizare a activităților, a șirului de activități și a instituțiilor bibliotecare din țară implicate, dar apelul s-a făcut și reacția a fost promptă și ceea ce vreau să menționez este că fiecare au studiat site-ul LitWorld, unde putem spune că metodologic există foarte multe forme de activitate în această zi pe care să și le atribuie fiecare dintre biblioteci. Și evenimentele în bibliotecile din Republica Moldova sunt absolut diferite ca format și ca metode. Cu ceea ce vreau să felicit întreaga comunitate și să ne simțim oarecum ca și instituții naționale destul de mândri pentru că am reușit să activizăm comunitatea și să-i conectăm împreună în cadrul campaniei naționale de lectură cu voce tare împreună. Dragi colegi, Old Lit sau Lit Old a elaborat și un ghid al lecturii cu voce tare, așa că ziua încă nu s-a terminat, abia începe. Până la final de zi aveți timp ca să învățați ghidului jumătate de pagină, nu mai mult. Deci încă aveți când să vă implicați. Chiar și așa, din mers. O zi bună în continuare vă dorim!